Mele gospodine, bună seara și bine v-am găsit sănătoase. Aici pregătesc mâncare pentru ucranieni. Am ucranieni din luna lui martie, de când eram eu în spital. Deci am avut 7 persoane, mai am 4. Nu am primit niciun ban de la stat, dar mulțumesc Dumnezeu, m-am descurcat. Ce au mâncat ei, am mâncat și eu. Pentru că de la primărie, de unde a fost, a zis că nu știe, nu se poate, nu, în sfârșit. Asta e. Acum am 4 ucranieni, să Dumnezeu să-i țină sănătoși, săptămâna care vine o să mai vină încă 6 și o să ne descurcăm cum putem. Aici le-am făcut o tochitură, aici mămăliguță, un ceon de mămăligă, cârnați de casă, prăjit, cu usturoi, vedeți, cu muștei, brânză la burduf și totul e ok. Sănătoși să fim, asta e important, să fim sănătoși și nimic mai mult. Acum vă pup, vă las, pentru că trebuie să pregătesc repede să le duc mâncarea sus. Sănătate multă și să auzim de bine. Vă pup dulce!